cum eram deja înăuntru, n-am mai plătit, n-aveam de ce. Nu știu dacă am venit frauduros sau nu, asta e. Important e că am ajuns în zona unde am cazarea. Prima dată am ieșit de aici. Doamne, ce zi am avut, așa de tare mă doare capul, am luat și o pastilă, dar nu știu dacă cât trebuie să dorm. Este 9 aici, deci plus 7 ore, cât ar fi 4 în România. Abia aștept să vizitez Boston și să văd ce e pe aici. Bună dimineața, este 4 și câteva minute, pe 12 aprilie, deci tocmai ce a trecut ziua mea și eu mă aflu în aeroportul din Cluj-Napoca ca să zbor către o destinație foarte dragă mie, în care am mai fost o singură dată, dar atunci nu filmam vloguri. Peste vreo 2 ore am primul zbor și urmează o distracție de vreo 2 săptămâni, sper eu să fie cu distracție mai multă decât nu. Așa că hai să ne lăsăm bagajele, de fapt bagajul mare, și după aia să vedem de unde plecăm și cum. Dacă tot am plătit destul de mult pe bilete, nu știu cât am plătit, undeva jur la 600 de euro, 3000 de lei, plus minus o să trec exact cât am plătit jos. Partea bună e că am putut să-mi aleg locul și a fost așa ciudat după ce am zburat atâta vreme tot cu low cost-uri. Bineînțeles, mi-am ales cu extra leg room. Partea bună cumva cu avionul ăsta că e mai mic și doar două locuri, cumva nu există rândul de mijloc la cel mai nasol. Hai să decolăm. Dear passengers, welcome to Munich. It's 6:45 local time, 8 a.m. Am ajuns la München, dar na, din păcate aveam două posibilități. Următorul zbor, ori să fie diferența între cele două zboruri de o oră, care mi-era prea riscant, mult prea riscant, ori 9 ore. Și am ales 9 ore, așa că o să stau 9 ore aici. Inițial plănuiam să merg în oraș, să mă plimb, să vizitez încă o dată München, n-am mai fost de mulți ani. Pe vremea asta nu cred că o să ies din aeroport. Ce o să fac? 9 ore, că la lounge nu pot să intru decât cu 2, 3, 4 ore înainte de zbor. Asta e. Destul de măricel la aeroportul ăsta. Acum am venit în terminalul, nici nu știu ce terminal e. 1, nu, 2, 3, nu știu, în fine. Are mai multe clădiri și am aterizat într-o clădire și zborul meu de mai departe e din alta. Dar aici, în clădirea în care am aterizat, sunt mai multe chestii. Mi-așa mi s-a părut, așa că mă întorc. Vremea am destulă. M-am plimbat pe aici și există așa numitele nap caps. M-am tot gândit dacă să mă bag sau nu într-unul. Sunt niște cabine unde poți să dormi, practic. Costă o oră 17 euro și mi se pare un pic cam pricey. Trebuie minim 2 ore și dacă aș lua, m-aș lua vreo 4-5 ore, adică ajung deja la 80 de euro. Da, uite, am găsit chestia asta. Singura diferență e că nu sunt înăuntru, într-o cabină. Uite, așa arată o cabină. Acolo unde m-am pus înainte, am stat vreo 3 ore întins, foarte, foarte ok a fost. Am dormit, mi-am pus căștile, am luat somn, m-am mai trezit, dar a fost bine. M-am uitat, aici sunt vreo 2 sau 3 lounge-uri în care pot intra cu priority pass. Din păcate sunt la terminalul 1, noi suntem la terminalul 2. Între terminalul 1 și terminalul 2 se poate circula doar cu busul. Am fost la Lufthansa și am întrebat și au zis că durează cam 30 de minute să ajung acolo și totodată și să vin înapoi. Așa că nu prea merită să merg până acolo și înapoi, pentru că eu la lounge pot să intru doar cu 3 ore înainte de zbor și trebuie să fiu cu vreo oră înainte de zbor aici înapoi, deci e și riscant că trebuie să trec din nou prin security, din câte am înțeles. Deci a picat faza, așa că m-am oprit aici la un restaurant, am zis că să mănânc o supică, mi-am luat o supă de cartofi, ca la bunica acasă, așa au zis ei, sper să fie bună. Arată cu totul altfel decât la ce m-am gândit eu, adică practic ca un fel de supă cremă, mă gândeam că e supă, și am primit și niște pâinici de astea mici. Hai să vedem cum e supica asta. Degrabă o tocăniță decât o supă. Da, e bună, dar la noi asta ar trece ca o tocăniță, cu siguranță. Destul de pricey, 9 euro plătesc pe porția asta de supă. Am luat și o apă plată, habar n-am cât plătesc pe apa plată, că și pe aia probabil o să decartez cel puțin vreo 2-3 euro. Asta e. Încă 3 ore până îmi decolează avionul și vreo 2 până trebuie să fiu acolo, la gate. Am mâncat, nu o să vă vină să credeți cât am dat pe apa aia, 4 euro și 20 de cenți, deci m-au nenorocit, mamă, deci nu-mi vine să cred. Uite, între timp s-a făcut vreme frumoasă afară și îmi pare rău că n-am ieșit la o plimbare un pic, o mai prea târziu să mai ies, dar era fain să mă plimb, că ăsta era planul inițial. Uite, o altă chestie faină aici, în aeroport, water to go, apă. Dacă ți-ai adus la conul de acasă, poți să-l umpli aici cu apă, mi se pare super tare.
Nu trebuie să ai nu știu ce flacon. Bine, eu am flaconul meu ăsta pe care l-am luat, un soi de termos. Dar orice flacon și o sticlă de plastic, dacă ți iei, ai câștigat, uite cât am pierdut, 4,20 € am dat pe apa aia nenorocită la restaurant. Asta e. Și rece. Am trecut teoretic și de security check, mă rog, mi-a verificat pașaportul și cel nou și cel vechi, trebuie să le iau pe cel vechi cu mine pentru că, bineînțeles, acolo am viza de state. Ce tare a fost că căuta prin pașaport unde am ștampila de intrare în state, dacă mai fost, și voiam să explic în engleză că nu, în pașaportul nou nu am nicio viză și mi-a răspuns în română ce chestie. Și aici am dat de un român care ne-a verificat actele 2 și 20 și ceva de minute, cam într-o oră jumate o să decolăm, cam în 50 de minute se face boardingul teoretic, așa că hai să zburăm spre state. Hello. Thank you. Danke. Oare cu care pasăre zburăm? Cu asta, cred că. Ia te uită că pe două rute se face îmbarcarea. Mare e pasarea asta. Aici avem fel de business sau nu chiar de premium încă, de cât loc au oamenii ăștia aici. Vezi, dacă suntem săraci, aici sunt locurile noastre. Aici e pentru sărăchime. 4 la mijloc și 2 pe margine. Și aici este locul meu, 50K, lângă geam, cum am cerut. Dar o să fie un pic tricky, e foarte, foarte îngust locul aici. Abia am loc la genunchi. Asta e, mă așteaptă un zbor de 8 ore și jumătate. Sper să treacă, parcă parcă pe Turkish a fost mai mult loc, a fost un pic mai bine. Vedem ce-ar fi. Ladies and gentlemen, once again your captain. Good news, door has been closed, but unfortunately we missed our takeoff slot, our takeoff time. So we have to wait here now for another 20 to 30 minutes until we are allowed to go. Pe scurt, nu se închidea o ușă de cargo și au venit cei de la maintenance, au închis-o, dar am ratat decolarea, adică am ratat slotul nostru de decolare și acum trebuie să mai așteptăm jumătate de oră. E destul de cool, mi s-a părut destul de cool, aici mai ales să-ți facă. Au început să vină snack-urile, niște biscuiți. Aveai mâncărică, aveam de ales între piure, cartofi sau paste cu sos de tomate. Am ales piure și am mai primit aici o pâinică, se întâlnim cu șupuș, mi se pare o prăjiturică și uite prie. Miroase foarte bine și își arată bine. Și cred că mă desfine. Ce bun e. Foarte bun mâncare. Chiar nu mă așteptam să fie așa de bună. E adevărat. M-ai prins mâncărică, dar de obicei nu cea mai gruzavă de față la super. Avem cam o oră și jumătate. Aterizăm. A venit cu gustări cu un sandwich, mozzarella. Sună foarte bine acum. Încep să fie foame. Aterizat acum câteva minute, 6:30 ora locală, cred că e 11:30 în Germania și 12:30 în România, deci a durat ceva vreme. Mă dau și eu jos și cu asta basta, plecăm la tot, să nu uit ceva de aici, nu știu dacă mai recuperez. No, sper să meargă ok și la visa, la migration. Thank you very much, see you next time, bye-bye! Așa că, să vedem. Welcome to Boston. Hai să vedem dacă merge bine aici treaba. We are in. Am trecut, totul în regulă. Acum am desfac bagajul de cală, pentru că l-am luat și de ăsta, ca să le iau în spate și să văd cu ce pot să mă duc spre cazare. A durat o oră să trec de immigration, dar a durat o oră pentru că era foarte mare coada. N-aveam voie să filmez acolo, să fotografiez, așa că n-am vrut să risc. Nu-mi risc viza de America pentru așa ceva. La mine a durat foarte puțin. M-a întrebat pentru ce am venit, m-a întrebat câți bani am la mine și m-a întrebat ce lucrez în secunda următoare când am zis că programator.
mi-a dat pașaportul ca și când am primit viza. Exact așa a fost și have a nice evening. Și cam asta a fost. Bun, mă adun și mergem spre cazare. Se ia de undeva de aici un bus. De aici este stația Silver Line. Eu trebuie să ajung la South Station și de acolo să iau alt bus. L-am întrebat pe domnul șofer cât costă biletul, a zis că e gratis. Doamnele ajută! Am ajuns la South Station și trebuie să iau Red Line de aici, că stau în Cambridge. Să văd de unde iau Red Line-ul. Uite aici. Aici trebuie să merg spre Alewife. Aici trebuie să fie. Uite, în 4 minute. Am ajuns în zona unde sunt cazat. Trebuie să văd, uite, cât costă biletul. Trebuie să văd să-mi iau ceva abonament. N-am plătit nimica, pentru că când m-am urcat prima dată, mi-a zis domnul în bus că nu trebuie să plătesc. Și cum eram deja înăuntru, n-am mai plătit. N-aveam de ce. Nu știu dacă am venit fraudulos sau nu, asta e. Important e că am ajuns în zona unde am cazarea. Am în zona Cambridge, deci așa se numește Cambridge aici și e fix între universitățile MIT și Harvard. No. Prima dată am ieșit pe aici. Ce interesant e cartierul ăsta, uite cum sunt casele. Nu știu cât se vede pe întuneric. Cred că într-o casă de asta stau și eu. Ceva similar. Uite aici, pe strada asta, cred. Ashburton Avenue. Da, pe asta. The third door on the right. Asta e prima. A doua. Și cred că asta e a treia. Și cred că aici. Am ajuns și m-am cazat. Caza mea Iris, super mișto. Când am decis eu să-mi caut cazare, a fost o tâmpenie din partea mea, pentru că eram într-o perioadă în care nu aveam foarte mulți bani, adică aveam niște cheltuieli și am zis că hai să nu-mi cumpăr acum cazare pentru state, deși ca prostul eu puteam să rezerv și să plătesc ulterior, că na, așa se face pe Booking. În fine, nu mi-am rezervat atunci, a trecut vremea, s-au luat cam toate cazările, au rămas foarte puține cazări la preț decent, din păcate. Ce era la hotel era undeva de la $2000 în sus. $1500-$2000 în sus, deci era super scump, cu review-uri destul de nasoale. Am găsit o cazare mai ieftină decât asta, într-un loc destul de dubios. Am înțeles că nu e cel mai grozav loc, așa că am renunțat la cazarea aia și am venit aici, am preferat asta. Aici plătesc aproape $754 pe 6 nopți, deci extrem de scump. Undeva la 3600, 3000, ceva de ce, 3700, nu știu cât plătesc exact. Foarte, foarte mulți bani pentru 6 nopți, dar stau într-un cartier mișto. Asta e partea bună și safe aici, fix între Harvard și MIT. Doamne, ce zi am avut, așa de tare mă doare capul, am luat și o pastilă, dar nu știu dacă... cât trebuie să dorm. Este 9 aici, deci plus 7 ore, cât ar fi 4 în România. Mă pun acum la somn pentru că sunt obosit, sunt rupt și ne vedem mâine dimineață. Abia aștept să vizitez Boston și să văd ce e pe aici. Dar până la acel vlog, dă-mi te rog un like, un share, un subscribe, pentru că mă ajută foarte mult și ne vedem direct din Boston. Pa, pa! Seară faină!